Vorbește lumea la cafea, seamănă tare. Am revenit la Vorbește Lumea, ne apropiem de prânz și aveți aici două feluri de mâncare principale, plus desertul dintre noi. Da, bineînțeles, chiar îmi place să mănânc desert, dar eu nu știu dacă voi ați observat sau cei de acasă au observat că noi în fiecare zi avem un motiv să petrecem. Adică ieri am sărbătorit mările din viața noastră. Corect. Astăzi le spunem la mulți ani tuturor anelor. Colega noastră, Georgiana, se află chiar acum la aniversarea unei ane speciale. Bună, Georgi! Bună, dragilor! Este vorba despre Ana Pîrvulescu și am complotat cu prietena ei, cu Adina Borgianu, să o aduc aici la restaurant ca să o felicităm de ziua ei, pentru că o iubim tare mult, este prietena noastră. Ce faceți aici, fetelor? La mulți ani, Ana! La mulți ani! Mulțumesc mult de tot! Ați venit să mă faceți de râs de ziua mea, că nu sunt tocmai cea mai bună gospodină. Asta vreți, de fapt! Am vrut să te punem la treabă de ziua ta, să ne gătești ceva bun. Pentru că Adina este vinovată, vin aici de 3 ani și mănânc și niciodată nu m-am pus să-mi gătesc singură micul dejun. Aici mi s-a părut puțin suspect. Practic ai pedepsit-o de ziua ei. Păi dacă mereu vrea să mănânce același lucru, acum trebuie să învețe să-l facă, nu? Uite, ți-am adus un buchet de flori. Adina, ajută-ne până la capăt și adune deliciosul tort pe care l-am pregătit Anei. Mulțumesc că am și tort de ziua mea, vă super mulțumesc. Uite, tremur toată și pentru că v-am văzut pe voi și pentru că nu sunt cea mai bună în bucătărie. Deci cum petreci de ziua ta? Gătind? Gătind două poșate cu halumi, o salată, vă fac imediat plating-ul. Ca să vedeți despre ce este vorba, nu gătesc foarte, foarte des. Ultima oară când am gătit o poșate, de fapt le-a gătit soțul, eu doar l-am filmat, așa pentru comunitatea mea. Nu te pricep la gătit? Nu, deloc, deloc. Trebuie să mă comport cu mănuși în această bucătărie, pentru că ultima oară țin minte că mi-a sunat telefonul și am uitat de tigaie și s-a ars așa totul. Deci nu sunt eu cel mai bun exemplu. Ce a făcut aici Ana? Se descurcă până în momentul acesta? Se descurcă, da. Nu e ceva foarte complicat. O poșate cu avocado și halumi, le mănâncă tot timpul, sunt super simplu de făcut și poate să le fac acasă. Le faci și copiilor? Am un mare noroc că cei mici mănâncă o singură dată acasă, în rest doar la grădiniță și after. E adevărat că nu am foarte mult timp la dispoziție, dar pot să fac o omletă, care să o prăjiți, știți voi lucrurile astea care se fac mai repede. Și spune-mi astăzi ce faci pe lângă gătit, bănuiesc că mai e și altceva în plan. Păi nu m-am trezit decât de la 5:30 dimineața, o să urmeze după ce mănânc micul dejun pe care mi l-am gătit singur astăzi la restaurant. O să merg către atelier, acolo unde am de făcut colete, chestii de genul ăsta. Astăzi este o zi atât de obișnuită pentru mine, nu doar că e ziua mea, cam asta se întâmplă în fiecare zi. Dar sună telefoanele. Au venit cadourile. De dimineață, de la 7, bineînțeles, familia, cadouri. Aoleu, am 36 de ani. Mulțumesc mult de tot. Astăzi e Sfânta Ana, dar aminteam de vârstă pentru că vine o anumită vârstă în care nu te mai gândești la tine, ci la copii și la cei din jur. Iar astăzi cadou nu, aș putea chiar să-mi cumpăr singură dacă s-ar cumpăra, nu știu, să zic timpul. Asta aș vrea. Sunt gata, Ole, că ai uitat de ele. V-am spus, Adina, ajută-mă, te rog frumos. Eu sunt mesagerul peștișorului de aur și aș vrea să spui acum 3 dorințe de ziua ta. Ce ai vrea? Ce ți-ai dori? Da, prima dorință ar fi să mă întorc în urmă cu un an, atunci când trăia bunica, pe care o cheamă în continuare și în sufletul meu și în amintirea ei, Ana, și mi-aș fi dorit cel mai mult lucrul acesta. Am trecut pe timpul ăsta 3 ani. Nu știu, și celelalte dorințe sunt legate, bineînțeles, de sănătate și să iau pe cei dragi alături. În primul rând, soțul meu, care este plecat mai tot timpul, și să am mai mult timp la dispoziție să petrec cu cei mici, că plecăm împreună dimineața și ne mai vedem seara. Cam. Și mai am eu o 4-a dorință, să scoatem ouăle de acolo, da, ca să putem să și mâncăm, nu? Lasă-mă aici să-mi arăt și eu. Sper să nu se întâmple nimic grav. Gătești și Elenei, Gheorghe? Nu. No. Sora ta? Maxim o cafea dimineața îi fac. Maxim o cafea. Mai repede, să știi că îmi gătește ea. Uite, ea se pricepe la genul ăsta de bucătărie, la mic dejun. Foarte bine. Mai avem aici pâine prăjită, halumi. Uite, aici am pregătit avocado proaspăt cu lămâie, cu sare, piper, pun așa pe pâinică. Deci, sper că tu știi, tu ai gătit și noi mâncăm, Adina, nu? Da, da. O credeți voi, n-am mâncat de dimineață, eu țin așa un post intermitent și prima masă o am la 1, așa că tocmai bine s-a potrivit acum. Păi o să rămânem și noi atunci la masă, împărțim tot ce ai făcut aici. Da, n-avem încotro. Mulțumim tare mult, fetelor. La mulți ani încă o dată, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Mulțumesc pentru tort, nu mă așteptam, mulțumesc pentru flori, vă pup și pe Lili și pe toți cei din platou. Pupici! Mulțumim tare mult, ne întoarcem acum la voi.